Ce mai face liderul comuniștilor Voronin la ai săi 82 de ani? Ce să facă? O duce destul de bine și cu sănătatea, și cu felul cum arată, și cu felul cum se îmbracă. Apropo de cum se îmbracă, la ultima conferință de presă, bătrânul comunist a venit îmbrăcat ca un tânăr îndrăgostit, într-o cămașă albastră, cu mâneca scurtă, asortată frumos, cu niște ghete la modă. Și dacă pe din afară Vladimir Nicolaevici arată destul de fresh, pe dinăuntru a cam început să se strice, se pare. În primul rând, la cap. Referindu-se la guvernarea PAS, de pildă, el a spus că scopul acesteia este să distrugă Republica Moldova, nici mai mult, nici mai puțin. Eu, de exemplu, ieșit din practică și din experiență care a acumulată parcursul anilor, înțeleg că conștient această guvernare, sub dictatul acelor din străinătate, din vecinătate, nu departe de aici, de la noi, fac tot ce este posibil de a diminua, de a distruge Republica Moldova ca stat independent, suveran. Și Voronin nu s-a oprit aici. Într-un interviu pentru portalul rusesc Sputnik, interzis în mai multe țări europene, inclusiv la noi, Moș Volodea a sugerat că are chef de o lovitură de stat. Fiindcă guvernarea vrea să distrugă Moldova, cum zice tot el, Voronin i-a instigat pe concetățenii noștri care lucrează în Rusia să revină acasă și să dea guvernarea jos pe cale violentă. Ia ascultați! Не дай Бог, что это произойдет с нашей диаспорой в Российской Федерации. И эти 600 или миллион, сколько там де-факто наших граждан находится на территории Российской Федерации, будут вынуждены покинуть территорию Российской Федерации и приедут в Кишинев, приедут в Молдову, не только в Кишинев. Это хана этой власти. Не нужны никакие партии, никакие выборы. Это вот эта диаспора все проблемы решит Молдову буквально за несколько дней. Ați înțeles? Moșneagul îi sugerează diasporii moldovenești din Rusia să revină acasă și să-i facă guvernării hana. Это хана. Și ca să vă convingeți că Moș Voronin este cu totul plecat cu pluta, în același interviu pentru Sputnik, ramolitul comunist a invocat spiritul lui Stalin, el reabilitând, practic, pactul Ribbentrop-Molotov. Dacă diaspora noastră din Rusia o să-i facă guvernării hana, zice Voronin, atunci, spre bucuria lui, o să se întâmple exact ce a făcut Iosif Vissarionovici Stalin la 28 iunie 1940. Și pentru că această власть nu e tot ce îi poprosi, ei sami uletat отсюда, вот так как 28 iunie 40-го года, после известного, так сказать, ультиматума Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот что будет, вот что произойдет. Ați înțeles? Am marcat recent aniversarea deportărilor staliniste, dar Voronin se pare că mai vrea deportări staliniste. Dacă bătrânul bolșevic ar fi rostit astfel de fraze subversive în țara lui Stalin sau chiar și a lui Putin, el ar fi ajuns imediat, dacă nu pe lumea cealaltă, atunci precis în Siberia. Dar la noi, cum să-l iei în serios pe un moș care nu știe ce și unde face? Vladimir Nicolaevici, ce ai pățit? Nu ai fost anul acesta la Carlovi Vare ca să te mai tratezi? Deși boala matale nu mai are leac în niciun sanatoriu din lume. Și te mai miri după asta că la conferințele de presă pe care le organizezi cu Dodon nu vine nimeni. Nu vine.